Hei, salutare tuturor la un nou episod. Astăzi suntem cu un invitat special. Zi salut. Da. Astăzi o să joc eu, de fapt, că asta nu joacă. O să joc graniuța le cucuța. Hai, nu o să mai prevedeți gaming, nu o să vedeți vlog. Ah, fai. Pentru tine, eu fost gaming. Dar nu contește, în acest episod vreau să trolez pe babeta noastră frumoasă, urâtă, ce... Gaming o să vină, dar nu acum, pentru că n-am idei. Adică seria aia și seria aia e multă muncă pentru ea. Da, avem niște planuri, dar nu știu ce zic. Bă, trebuie să găsesc ranul ăla cu weapon key-ul în toaletă, ce? Shotgun-ul. Nu cu shotgun-ul, cine-i trebuie shotgun că dai crossbow? Tu așa jos, așa frumos. Și să vină babareta. Tân, 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 tân. Am babareta. Babareta. Bă, nu se mișcă babareta, mă lași. Trebuie să recunoști aia cu cine-i nimeni. Mhm. Cine-i nimeni? Gândește-te că era și o mașină parcată pe care n-a văzut-o. Nu era fix la intrare. Ok, am fetat-o pe babaretă, bă. Am fetat-o pe babaretă, ce prostă e ea. Wait, what? Ok, deci unde e weapon key-ul? Ce avem aici? Avem... Cum se numește? Ce? Granny, nu există niciun run bun. Ba da, există ranul ăla care e cu weapon key în toaletă. Pentru că Granny s-a demodat, dar încă mai merge, dacă trolezi. Dacă nu, Dacă nu, Hei! Na, ce prost îs! Am auzit babareta... M-am băgat într-o la... Nu, mă, am scos ceva de la mașină. Da. De ce nu bagi în saună? Cum se numește? Vază și o bagi în saună. Păi chiar, mă, ce prost ești! De ce nu bag în saună eu? Dar eu n-am item, pe ce prost ești, eu n-am item. Dar nu lăsa niciun item acolo pentru că, na, pe grâni toate itemele sunt importante. Știi ce-i nașpa? Că nu te anunță când se spawnează grăniții, ci doar un minut. Păi, evident. Și minutul poate să trec oricând. Păi da, sau să se spawneze în basement când tu ești în basement. Oh my god, ce prost, iar am dărâmat ceva. Te că nu văd nimica. Imediat. Am chemat-o și aici. Nu mai pot să iau bilețelul. Deci am luat bilețelul, știi bilețelul ăla, nu? Da. Am luat bilețelul cu mine. Acum vine babareta, dar nu știi că sunt dulap. Oficial contentul tău nu se califică ca și cringe, din niciun motiv. Uite cum se uită, dar nu verifică în dulap. Ce deșteaptă. E și limbaj licențios la mijloc. Ce limbajul meu e foarte frumos. Mai ales pe live-uri. Da. Deci, pentru tine asta e bine, într-un fel, că pe YouTube dacă faci un content cringe, o să ții mult hate, dacă... Cât de cât
Nici să-mi juri încât să faci tot clipul plin de jurături cum faci Imogen. Acum vine Babaneta și o închid la saună. Hai, Babaneta, du-te la saună! Te prăjim! Îl știi pe Flavius? Da, îl mai știu. Ce-i cu el? Omul filma un clip și eu i-am intrat pe clip și i-am zis, lasă, la... Ha-ha-ha! Ha-ha-ha, urât-o! Acum o să mori! Hai să vedem cum are, nu-mi pasă. Am călcat în capcană, ce prost sunt. Deja ți s-a dus o parte din timp. Acum a murit Granny, un minut acum, acum a murit. Ce-i toaleta? Ce-ai timp un minut. Am găsit o pictură a ei. Nu-mi pasă. Uite bateria. Uite weapon kill, vreau să trolez. Vreau să arunc de la etaj. Și apropo, personajul celălalt, tu ești unul foarte prost. Ce? În sensul că vrei să zic ce-am făcut. Ce? Să ai câmpurile originale. Ia. Eu m-am dus cu un alt polițist, cum ar veni să-l căutăm pe doctorul nebun, că știam niște informații. Da, 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 da. Și ce să vezi? Că omul, ca să scape, ce crezi că a făcut? Ce? S-a dus în toaletă? O spar geamul la spital din toaletă. Bă, dar nu mai dai spoilere, dai spoilere. Bă, nu dau spoilere, că e contentul vechi, adică ăsta nu va apărea. Eu dau spoilere doar legat de personaje. Bă, dar nu găsesc nimic, bă, nu găsesc niciun item, mă lași. Aoleo. Carești povestea, nu că e diferită de față ce vă spun eu acum. O să fie foarte diferită. O să vin și cu un trailer, dacă nu mi-e lene. Oare a picat? Oare a revenit grânul? A trecut un minut, bă. Trebuie să trebuie să dai, ia vaza și dă-o în saună, pentru că la aia vine cel mai repede, sau ursul. N-ai tupeu, să iei ursul. N-am tupeu, da, și? Bă, te cași pe tine când vezi grănuță, curajos. Greni! Ce prostă-s! Stai că fac infart! Fac infart! Abia aștept să mă clipul. Fac infart, aolo! 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 Nu mă pot să-mi mișc! Am transpirații pe la gură! Nu știi că e cel mai hot YouTuber. Ha-ha-ha, prosto! Denis Ro. Cine? E unul Denis Ro, pentru băi, cel mai hot om de pe tot YouTube-ul. Thumbnail-urile, care e cele mai furate ever. Ce l-a furat? Și l-a refăcut? Nu, omul e de pe net. Eu nu zic că l-a făcut. Ce? Bă, în primul rând, mic sfat ca să-ți bubuie clipurile. Mult mai tare, că ți-e zbubuie, adică ți-e se content mișto. Da. Încearcă thumbnail-urile să... chiar să le editezi un pic. Adică dacă le iei pe net, nu-i problemă. Da, bă, fă și tu ceva din propria ta. Da, chiar, fă și tu ceva, da. Eu mai luat un ori thumbnail-uri, da. Nu, da, eu le-am modificat, adică eu le luam de pe Google ideea și practic o editam. Băi, eu nu-s bun la desenat ca să stau să le fac de la zero. Imagini sunt multe luate de pe net și asta o să fac. Dar asta fac și eu, bă, eu nu-s cel mai bun artist din România să fac de la zero. Eu nu pot să fac de la zero pentru că nu pot. Dar măcar de la un 50% să faci tu singur. Și da. De exemplu, să pui cea mai mare porcărie, să pui doar shorturi. Da, nu-mi place oamenii care pun mai shorturi. Bă, puneți, mă, și... Bă, puneți și un videoclip mai lung, nu de 60 de secunde, că după aia faceți... What the fuck, special clip. Bă, eu găsesc iteme nefolositoare, mă.
sau bă, sunt unii proști care nu înțeleg o șmecherie. Deci, scuzați-mi expresia, ci după clipul lui Sergiu Lanu, dar sunt unii proști de proști. Bă, pun clipuri zilnice și nu le bubuie. De ce? Simplu. Hai de capul meu cu capcana ta, grenuța. Noroc că ești moartă. Sergiu Lanu, dacă eu azi îți recomand un clip de o oră, da? Da. Și mâine îți mai recomand încă un clip de o oră și tot așa. O să te uiți la toate? Niciun caz. Eu nici nu m-am uitat la primul. Bă, la unul dintre ele tot o să te uiți, din curiozitate. Dar după, dacă îți mai pun încă un clip și mâine, n-a pus să-l vezi pe al doilea. Că te uiți la un clip pe parcursul de mai multe zile sau le faci mai scurte. Da, dar la short-ul nu se pune asta. La short-ul nu știu ce cum intra cu monetizarea și cu prostiile alea, dar e foarte ciudate. Cât de dracu minute avem și noi? Avem 11 minute. Unde e dracu? Încearcă nici mix, nu trece de 15 minute. Pe bune vorbesc. Ce? Să nu treci de 15 minute. De ce? Să nu treci de 15 minute la clip, pentru că, bă, nu fă clipuri lungi. E cea mai mare porcărie și asta, ce zic, din propria experiență. Și până unde o să se ducă clipurile lungi? Cât? O să zic ceva, dar sper să nu... Până la line cu satelitul. What? Nimeni nu stă să se uită la un clip de 30 de minute, dar mai 1-2 ore. Tot eu care mă uitam la Rafael care avea un clip de 3 ore. La aia da, la clipurile vechi, oricine se uită. Nu la clipurile vechi, era un videoclip mai nou. Stai mă, vine grănuța. Și Mixot, pune-ți mă descriere la clipuri. La shorturi? Nu, la clipuri, nu la shorturi. Nu pune doar pa, că YouTube-ul se uită și dacă vede că ai, îți dai interes, o să-ți le dea pe For You. Bro, eu nu pun pa, așa mi se pune, așa îmi pune YouTube-ul. Și pa mi se pune la live-uri, efectiv, nu la videoclipuri. Scrieți o descriere și apoi la toate clipurile. Păi cum pot să fac asta, mă, că nici eu nu știu. Ce este? Grănuța! Ah! Sau sâmbătă, ca să ai și tu. Ce sâmbătă, mă? Ce timp până săptămâna viitoare? E, cum mai că vorbim despre un proiect? Bă, știi ceva? Îmi băga mai ceva în grenuta asta. Hai să mergem peste în casă. Da, eu sunt în casa ea. E, pum, în casa ea, doamne, ce română bună. Îi dau cu vaza în cap, hai să îi dau cu vaza în cap. Unde-i vaza? Unde-i vaza? Vaza văzucă. Unde ești acum, o mutucă? Ah! 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 Urâta, urâta, uite ce urâte! Stai că știu eu o schemă, știu o schemă, știu o schemă eu! Ce m-am sperat, doamne! Aolo! Publicitate! Aolo, publicitate! Mi-a dat publicitate, că m-am sperat. Eu am revenit aici cu cartea, se pare că încă eram pe pauză. Doamne, ce prost sus. Whatever, nu era ceva important. Ideea e că... Ai văzut și la mine de... Grei, fix acolo. Deci, cred că găsi o tehnică cum să bubui pe YouTube. Mhm. O să fac show building-uri pro din alea, bă, că chiar nu-mi plac. Urât-o, Granny! Astăzi o să o pupăm pe Granny pentru 24 ore. Ia de aici. Asta a fost episodul. Nu știi ce tehnică am găsit. De asta a fost episodul, dacă vă apucă, i-am fost 10 ani, eu zic 16.